Da, ne-am reîntors. Întotdeauna să știți că cele mai spumoase discuții sunt în pauzele publicitare, dar dăm un picuț din casă și când ajungem pe să discutăm cu dumneavoastră. Da, o temă interesantă, cea de la Fălticeni. Eu chiar spuneam, înainte de a intra... Asta a gătit publicitatea, de a se termina publicitatea, îmi puneam retoric întrebarea dacă 134.000 de lei, adică 1.400.000, a costat închirierea de ce-o fi astea, de xeroxuri, ca să dăm cezarului, adică să spunem ce-a gândit cel care a scris articolul, închirierea de xeroxuri, câtă hârtie s-a consumat ca să justifice acea închiriere de 1.400.000. Păi bănuiesc că stăteau acolo tirurile, era blocat traficul până pe la vadul Moldovei. Ca să intre cu hârtie decât de Xerox, ca să poată să justifice acel 1.400.000. E o părere mea personală. Dar probabil că organul de abilitate o să-și dea cu treaba. Cum rămâne cu ăla, cu... Cum îi spunea, cum se cheamă ăla de promovare? Ghid turistic de promovare, nu? Cheamă așa, ghid turistic Bucovina. Bucu? Ghid turistic sus, da. Nu-i ca la Botoșani cu Times New Roman, da. Ci cu o leacă de baroc. Aha. O leacă de baroc, sușit. Așa, știi? Sușit o leacă. O contorsionare, așa, un B mai cu coarne, da. Știi? O... Și Buco sau Bucu? Nu, Bucovina cu C obișnuit, nu cu K. Nu cu K. Nu cu capa, da. Atât. Și unde folosește niște imagini din cărțile poștale din anii 70 încoace. Știți ce au mai găsit pe site-uri, pe la instituțiile culturale sau instituțiile publice ale județului Suceava. Un ghid. Dar e complicat. Dacă vrei să discutăm, trebuie să-l luăm să-l discutăm la pachet sau pe felie unde sunt gafele monumentale. Cât e de... Că povestea asta cu ghidul, tot această firmă și tot în Buzău și tot cu tare a ajuns să facă să tipărească. Cum? V-am zis, chiar mă pricep la treaba asta. Chiar am făcut business pe treaba asta. Un ghid e foarte complicat de făcut. O iau de la zero. Deci e foarte complicat de făcut. Unu, ai nevoie de text. Textul, de regulă, ți-l aprobă cineva, un profesionist. Că eu, Mihai Chira, pot să-i spun maestru Manole, uite, îmi place mie Mănăstirea Voroneț, că cu așa cu turul am spre stânga. Nu. Trebuie să vină un profesionist care să explice de ce Mănăstirea Voroneț place oamenilor sau de ce trebuie să placă. Dar eu niciun caz n-am să confund Mănăstirea Voroneț să vedem cum se... După care trebuie poze, fotografiile. Foarte importante fotografiile. Fotografiile ți le face iarăși un specialist. Un specialist costă. O fotografie foarte scumpă. Pleacă de la 5 euro o fotografiuță și se duce până spre 20-30 de euro. Depinde cum ai făcut-o. Ca să faci o fotografie bună, să pui o entitate culturală, entitate religioasă în valoare, nu poți face fotografia câte ceas, o fără 10. Terminăm acum emisiunea la și jumate și plecăm și facem o poză la Mănăstirea Voroneț. Nu așa se face. Hai să face, știi exact, un profesionist știe exact când bate lumina soarelui, știe exact care parte trebuie să o pun în evidență, știe exact cum se duce umbra. Asta nu-i treaba. Nu-i treaba. Nu-i treaba beneficiarul ce faci, tu ai câștigat licitația, te descurci. Stai și aștept să răsărit tu soarelui 7 ani până prinzi imaginea ideală. Nu-i treaba mea. Încerc să explic ce cheltuieli sunt la o poveste de genul ăsta. Dacă este un ghid complet pe Bucovina, munca este foarte mare. Okay. Un ghid de genul ăsta, dacă este tipărit... Acum vine... Deci asta este poveste. Ai însăilat toate aceste lucruri, ai tu un concept cum să-l pui în valoare, ai folosit specialiști pentru aceste povești și mergi mai departe. L-ai realizat. Îl arăți în formă electronică beneficiarului. Ce zici? E ok? Da. În câte exemplare îl tipărim? Aici intervine altă poveste cu cheltuiala, pentru că 1000 de numere o să coste mai puțin decât mai mult decât costă 5.000 de numere. E corect. Toată lumea nu se poate. Nu așa, chiar ba, mai da. Puțin. Nu chiar mai puțin, dacă nu costă proporțional, mi-a. Exact, nu e proporțional. Antipărici am lucrat în editor, ba, da, și știu mai puțin. 1000 de numere costă 5.000 de lei, dau un exemplu. Da, asta înseamnă 50 de bani. 5.000 de numere nu e proporțional cu cât costă. Dar la final când ai pe exemplar costă mai mult la exemplarul care e la 1000 de numere. Bun, nu e proporțional. Deci 1000 de numere costă 100.000 de lei. 5.000 de numere nu costă 500.000 de lei. Nu faci cu regula de 3 simplă, corect. 300. Exact, 1000 de lei.
se pune doar, sunt matrițele care costă, indiferent cât părești un exemplar, sau 100, sau 100 de mii, tot 100 de euro costă o matriță. Sunt anumite cheltuieli care de unică folosință. Ai, ca la filmele pe vechi, știi? Da. Ai folosit o fotografie și ai folosit filmul, s-a terminat. Ai ars celelalte 36 de poziții. Toate cheltuielile astea trebuie puse în coșul bugetului și în momentul când ai realizat coșul bugetar, îți dai seama cât profit poți tu să obții de pe această poveste. La toată povestea asta trebuie să-ți pui și profitul. Că nu muncești degeaba. Adică câștigul tău ca firmă care realizează acest lucru. E deranjant, și acum maestrului îi dau dreptate, e deranjant că nu s-a respectat niciuna dintre aceste reguli. Dar nu mai este treaba beneficiarului asta. Treaba beneficiarului știi unde este și este penală? Se dea la recepție. Deci la recepție. Când ai eu, dacă nu vă supărați, pot să intervin și eu. Pot să intervin și eu dacă nu vă supărați. Ne supărăm? Eu nu mă supăr, mai ales că eu sunt oaspetele tău credincios. Noi discutăm despre povestea asta legată de firma din Buzău. Cred că am mers un pic spre departe și am să spun și de ce mi-ai. Pentru că nu firma din Buzău s-a ocupat de redactare. Citesc aici la gazetă. Bacău, nu? Nu. Salariații din Consiliul Județean. Așa scrie aici, dacă mi s-a... informația e greșită, o dau și eu mai departe. Practic, ce a făcut firma din Buzău? S-a tipărit. A tipărit. Punct. Perfect. Întrebarea, nu s-a ocupat de redactare, el a făcut nimic altceva. Au făcut-o niște salariați, salariații au pus în valoare și acele fotografii și greșelile și așa mai departe. Firma a tipărit. Întrebarea pe care eu totuși vin și pun... Și aici e o problemă. Dorel, te rog, știi că lucrez de 20 ceva de ani cu editurile și tipăresc. Deci firma din Buzău care tipărește, o editură trebuie să aibă, când primește BT-ul, trebuie să aibă un ochi limpede. Un ochi limpede care ia de la prima copertă, de la prima literă, până la coperta 4, final jos, ISBN-ul depinde unde îl pune, la final jos sau în altă parte. Deci un ochi limpede, cel care de obicei, nu-i responsabilitatea lui neapărat etică și juridică, dar e una de ordin moral într-o colaborare când încasezi de la un beneficiar 50.000 de euro. Totuși îi spui, măi, hai să mă uit și eu ce tipărim, să văd cine au dat băieții ăștia, fetele astea, echipa asta de promovare. Hai să-l citim pe diagonală, dacă nu-și tot ne sară în ochi. Da, de ce să-l citesc? Dacă eu vin la tipografie și spun, vreau să-mi tipărești prostia asta. Mihai, fiecare tipografie este obligată, că implici și cel care tipărește și are obligație morală și juridică de acord. Tipărească corect. Povestea cu tipografia, până la urmă, a făcut-o, n-a făcut-o, nu despre asta discută. Cineva și-a asumat povestea asta, a făcut-o. Eu mă întreb doar simplu, scoțând din toată povestea asta text, valoare, pus în valoare, n-a pus bine, n-a gândit, n-a promovat și așa mai departe, că sunt lucruri de discutat. S-a promovat bine, nu s-a promovat, cu greșeli, ce fel de greșeli, toate astea dându-le la o parte. Întrebarea mea firească este simplă. Cum puii mei de ajuns să fie tipărit acesta? Tot la Buzău, unde Buzău care are aceeași firmă și așa mai departe, pe o coșarcă de bani. Mă întreb simplu. Mă întreb simplu, că asta e întrebarea pe care eu, Dorel Guriciuc, mi-o adresez, ca să nu spun că mi-o pun, știi? Înțelegi? Unii spun că sunt 40.000 de exemplare, cel puțin pe documentele facturate, sunt 40.000, unii spun că sunt 45. Nu știu, nu mai are importanță, oricum e maculatură, e gunoi. De ce e gunoi? Pentru că e greșit în mod fatal. Și a fost retras. Dar n-ai cum. Mare greșeală să se retrage acum. Nu. Cum adică? Deci hai. Au valoare astea. Toată lumea o să caută. Vreau să văd ghidul ăsta. Au valoare. Dar nu poți, Mihai, confunda Putna să cu... Să confunzi Putna cu Bogdana. Mihai, nu-l poți confunda pe Eminescu cu Marin Preda. Îmi pare rău. Adică dacă ghidurile astea sunt făcute pentru Europa. Nu-s făcute pentru Suceava. Adică te duci la Viena și spui, știi, asta e, ce vedeți voi acolo, este mănăstirea Bogdana. Nu Ierusalimul, nu Ierusalimul românesc, Putna, e Bogdana. Adică să ajungi la nivel de confuzie de genul acesta este, da, nu o insultă, nu o banală greșeală, este o batjocură și o blasfemie. Să spui tu, cu cea mai înaltă colecție de autor este la Fălticeni, în Muzeul Irimescu, unde sunt 300 de sculptori.
Deci în muzeul Irimescu, după acest ghid, la Fălticeni, sunt 300 de sculptori care stau ca sardele în muzeu și își dau joacă poker, sculptori ăștia, bărbi, sculptori, domnule. Era de cât am greșit, era de zero ori problemă. N-a zis acolo că știți autovehicolelor. Și atenție, când folosești, puțin acolo, când folosești confuzia asta pe articolul e tradus și în engleză, și în franceză, și în rusă, și în germană. Da? Ghidul. Adică, da. Ghidul, pardon, în patru limbi tradus. Și paradoxul care este? Că greșelile care par în limba română nu sunt și în limbile de traducere. Și de circulație, care sunt tot în ghid. Dar o greșeală repetată de patru ori, ce este? Adică tradiție. Este da, se cheamă tradiție. Adică să împaci zona Rădăuț, să folosești pentru zona Rădăuț biserici din Siret și să te întrebi la un moment dat care e Siretul, care e Rădăuțul, că promovezi Siretul pe un capitol și pui biserici din Rădăuț. Promovezi Rădăuțul pe celălalt capitol și pui biserici din Siret. Vorbești despre monaster de la Voroneț, da, de la monasterul Voroneț și spui că... La imagine la Moldovița. Nu, și pui biserica Mănăstirii Humorului, știi? Stai un pic, care-i Voronețul, care-i humorul? O repezi de patru ori, deci nu cinism, este bajocură fără margini, dar cea mai cea mai gravă este legată de, nu mai vorbim de despărțit, un silabi mi-ai. Totuși, de ce un elev de clasa 8-a trebuie să ia noda 8 pentru că nu știe să despartă în silabe sau 6 și la nivelul ăsta să dai 50.000 din bani publici și știi ce spune aici? Uite că-ți citesc fraza. Oferta, fraza care pe mine m-a cutremurat așa de emoții și de fior patriotic. Fraza cu ce? Oferta Consiliului Județean Suceava de punere în operă. Atenție, da? E opera asta. De punere în opera acestui proiect inițiat de specialiști. De specialiștii la plural în proiecte din cadrul structurii județene a fost preluată de o firmă cu nume spectaculos, SCPDE Strategii și Investiții SRL, punct de lucru București. Și asta, la fraza asta unde apare? În ghid? Nu, fraza asta apare în material, dar în ghid, nu, adică în material, dar materialul cristalizează. Au fel de raport asupra ce s-a întâmplat în toate... Da, da, deci firma asta, PDE, care închiriază calculatoare la Fălticeni de 2 miliarde aproape, preia gândirea strategică a vizionarilor și specialiștilor în Consiliul Județean, nu se mai uită la BT, nu se mai uită la nimic, confundă de 7 ori Voronețul cu Putna, nu, Bogdana cu Putna, o repetă și în limba franceză, o repetă și în limba rusă, începi un text în limba rusă, un text nu-l termină și îl termină pe pagina cealaltă, adică pe pagina cealaltă apare tot același text clonat, tot neterminat. Deci nu sunt două, trei erori pe care zici, bă, au scris, s-a legat, s-au făcut legat, nu se poate, blasfemie, deci... greșeală. Nu, sunt greșeli de temelie, de verticalitate și mai de e o greșeală pe care eu mi-o asum. Că toată povestea asta, potrivit celor din Obiectiv care au instrumentat, anchetat. Care au anchetat această poveste, suma pe care au primit-o cei de la Buzău, de la Consiliul Județean Suceava, de la Cătălin Ioan Nichifor, este de 90.000 de euro, că spuneam greșit, da. Eu 50.000 deci, de euro. 90.000 de euro au fost date pentru această tipărire. Cofi 40, cofi 45.000 de euro. Miliarde. Mănăstirea Putna, trecută la ETC, Ierusalimul mâneam în urmă, trecute la ETC, alături de Sucevița, folosită pentru a ilustra un text despre mănăstirea Bogdana. Mihai, cum faci, tu faci presă, da? Cum pot să pun eu poza ta și necrologul, îți dau un exemplu, pui poza, s-a mai întâmplat așa în presă când s-a pus poza unui mare actor care a murit, a pus poza lui Amza Pelea și de fapt a murit altcineva, știi? Dar când tu ești plătit cu 100.000 de euro numai de la Consiliul Județean, cum poți să faci confuziile astea? Plus că textele, am înțeles că au fost luate cu copy-paste de pe site-uri din astea de tip orașul-suceava.ro, de pe site-ul lui Ionescu Popescu Georgescu, de pe site-ul Inspectoratului Județean pentru Cultură, de pe site-ul Voievoz Mănăstirii în Bucovina, despre descoperă.ro. Deci o întreagă suită de copy-paste-uri grupată acolo și dată la tipar.
maestre, cine a făcut, ca să ne înțelegem, cine a realizat acest text? Dar o spune, oamenii, mi se spune aici. Trebuie să vadă cei de la Consiliul Județean. Domnule, corect, cine a semnat acest text? Cine vă semnează? Cine a semnat recepția? Cine a semnat textul? Cine a semnat textul? Cine a semnat recepția? Adică e o sumedenie de știu, cineva a avut în cap un proiect. Spune președintele Flutur, președintele Consiliului Județean, spune așa: am atenționat salariații care s-au ocupat de redactarea acestui ghid. Și când voi avea mai multe informații, le voi spune. Este absolut regretabil și vă asigur că vom fi foarte atenți. Nu vreau să dau vina pe nimeni, dar cine a greșit va plăti. Deci redactarea a fost făcută în Consiliul Județean, textul a ajuns la ea, pe mine povestea asta, se vor lua măsuri administrative, cineva va plăti pentru ceea ce a făcut și cum a făcut. Pe mine ce mă interesează e bănuțul, frate, pentru că eu de bani vorbesc. Bă, cum de a ajuns bănuțul tot acolo? E o întrebare și bănuiesc că de asta, din întrebarea asta, cum tot la Buzău, la 90.000 de euro. Partea Consiliului Județean. Doar prin licitații. Dar nu mi-am închipuit altceva. Că n-ai cum la bani. Nu mi-am închipuit altceva. Până în 30.000 de euro. Iarăși mă întreb. Nu știu dacă nu, cum cumva de a ajuns tot acolo? Dom'le, dacă oamenii au intrat, au făcut și au făcut treaba, au licitat, că n-au venit cu... Au venit, s-au dus, au luat... Încearcă să-și, nu știu. Mihai, dar eu dacă te păresc, eu dacă sunt fabrică, nu pot să ridic ochelarii mai sus, știi că nu mai văd. O clipă. Dacă sunt fabrică de îmbrăcăminte, tu îmi dai măsurile, tu îmi dai totul, materialul și eu când scot pe piață sacoul și îl văd că e ars pe rever, ce fac? Ți-l dau, spun că nu mă interesează, așa era ars materialul tău. Adică nu poți să exonerezi de vină deloc, această firmă misterioasă. Eu am câștigat o licitație. Mai este, o luăm altfel. Tu îmi dai textul, eu am câștigat o licitație. Eu ce fac? Aici din banii mei îți mai fac ție odată corectura și îți fac paginația? Nu, deci, de hai să lăsăm firma. Am un mesaj pe care vreau să-l iau, un mesaj de la un privitor al nostru, de la un telespectator. Și spune așa: este păcat că în timp nu, ce oameni ca dumneavoastră sau ca domnul Chira se străduiesc să promoveze zona, oameni precum Cătălin Nichifor sau Doru Sârghi și-au băzut tot joc din poziția lor de noi toți. Deci, asta este... Da. E un mesaj. Deci, o bătaie de joc parcă e delicat spus, diplomatic spus. Este o mare, uriașă blasfemie și o uriașă batjocură. Nu a e scris foarte delicat și diplomatic. Și Doru Sârghe, nu e adevărat. Eu nu cred că actualul președinte de Consiliul Județean și oricare ar fi semnează ca primarele, folosesc acest clișeu nefericit, semnează ca primarele un proiect care reprezintă întreaga regiune, fără să se uite cu atenție față de consilierii lui. Aici vorbim, și n-am spus-o odată, am spus-o de sute de ori, au fost consilieri prost pregătiți, am văzut cum se manifestă și în spațiu virtual, cu greșeli gramaticale, cu exprimări gramaticale nefericite, au fost lachei de partid care nu știu să despartă în silabe și care n-au pic de cultură, au fost sclavi pe plantație care au executat ordinul și n-au avut curajul să-i spună șefului că aici este o problemă și de asta s-a ajuns aici. Din frică, din lașitate, din lipsă de instruire, din lipsă de cultură și din multe, multe, multe altele. Cum să faci de 4 ori aceeași greșeală în album, să confunzi tu Putna cu Bogdana? Simplu. Adică nu se poate. N-am cultură religioasă. Dar n-ai voie, angajezi oameni. Pentru mine, eu mănăstire, credeți-mă, unul din Buzău, când vede Bogdana și vede Moldovița, și bă, L-am întrebat pe Dumnezeu Muzeului Bucovina seara, mi-a fost invitat și am discutat la emisiunea de seară, dacă măcar a fost întrebat. Domnule, Emil Ursu, ați fost întrebat când s-a constituit asta vreodată, vreo secundă, vi s-a dat un text în strife, cum îi spunem noi, sau în... Da, draftul proiectului, să vezi. Da, un draftul proiectului, să vezi, să-ți dai o părere. Ești de ani buni directorul Muzeului Bucovinei, cu toate denumirile. Ai organizat atâtea festivaluri. Atențiune, domnul Ursu a schimbat doi președinți. Exact, domnul Ursu, așa. Plus că a fost, și șeful inspectoratului pentru cultură, așa. Deci are oarește experiență, chiar dacă să fi fost imun, ca Zidu, la tot ce ai făcut în jurul tău, tot învățai ceva în 10, 12 sau 16. Deci nu i s-a cerut părere. Nu am fost informat abia astăzi, ca și voi toți ceilalți, când am citit, mi-am dat seama că e dezastru ce s-a întâmplat. Dar încă un aspect enigmatic, știi, coroborate, că dacă tot te gândești ca la un asasinat, cine are interes? Dom'le, o chestie similară s-a întâmplat și la Consiliul Județean Iași, la domnul Adomniței, pe valoare mai mică.
pe 3 miliarde neîncepute. Tot cu promovarea Iașului, tot film așa, cu pompos, promovări, strategii, dezvoltări. Și-a pierdut fotoliu, nu mi se pare? Și-a pierdut fotoliu pentru că... Și-a pierdut fotoliu și pentru asta. Nu, și pentru asta. A fost un capăt de acuzare la, lângă celelalte N. Deci e vorba de 2 miliarde 700 de milioane. Tot o firmă în asta obscură, o firmă... Oameni, în așa, mai care... Hai să facem o... Legea. Chestie. Hai să facem o poveste. Eu ce eu am fac povești, eu invoc DNA să pună mâna pe documente, să ceară documente să oficial nu, și la fel ce în altă parte. DNA nu condamnă prostia niciodată. Prejudiciu. Prejudiciu. Prejudiciu, nu, prejudiciu fizic. Ăla este mai calculez. Cum n-ai calculez? Da, Mihai. Da, aici n-ai fermă de porci, ai ratat rețeta la 20.000 de pâini și le arunci la ferma de adică la 40.000 de pâini și le arunci la porci. Ești în zona privată. Ești în zona privată. Aici vorbim din zona publică. Aici vorbim din zona publică. Cine a greșit să plătească, Mihai? Aici vorbim din zona publică. Pentru că au sinecuri boierești, au avut 3-4 5.000 de lei salariu pe lună, au avut libertate desăvârșită. 3-4.000 de lei pe lună. Da. Maestru zice o chestie foarte bună. Nu, mă refer la consilieri, la lacheii care au executat și au gândit cu mare responsabilitate. Mihai. Eu mai identific o poveste în tot ce am discutat noi până acum. Cătăline Chifor a încercat și de multe ori i s-a reproșat lucrul acesta. A încercat să fie un alt fel de manager. Domnul Flutur este managerul foarte aparent democratic, aparent deschis la dialog, dar dacă nu faci ce-ți spun el, eu chem fai. Poate trebuie să te rețin. Noi te reținem foarte mult. Că domnul Cătălin Chifor a încercat o altă abordare, să vină dinspre oameni, înspre vârful Consiliului Județean, ceea ce trebuie făcut. Eu l-am văzut de foarte multe ori cum a greșit și a asumat acest gen de greșeală, tocmai pentru că oamenii din spatele lui, de la bază, veneau cu o tâmpenie, cum e cazul ăsta. El a lăsat să meargă și maestru spune corect, a fost foarte, foarte mare libertate în Consiliul Județean în perioada lui Cătălin Chivu. Toți erau cu mâna în grinde, dar nu pentru că aveau treabă sau că trebuiau să șteargă praful, nu. Aveau orice liniște, nu mai treabă, nu. Aveau liniște. Domnule, a venit Gheorghe Flutur acum. Nu crezi la stat, ai liniște, salariul vine, statul nu dă faliment. Cătălin Chifor a mașinile merg, benzina merge, de contul merge. A managementului instituției. Pentru care Gheorghe Flutur are un alt gen de abordare. La capitolul ăsta, în momentul când vezi așa ceva, îți dai seama de ce a greșit Cătălin Chifor. Nu de pentru ce? Că... Pentru că oamenii din Consiliul Județean, nu toată lumea, dar ăsta e o explicație foarte, ca un exemplu grăitor, strigător, oamenii din Consiliul Județean, dacă nu pui biciu pe ei, și în general cei care lucrează la stat, dacă nu pui biciu pe ei, nu au motive să performeze. Te calcă pe cap. Nu-i foarte aglomerat fișa postului. Doi, ai lucrezi în niște condiții care se lucrează în Consiliul Județean. Hai să fim cinstiți, că nu. Salariul nu e chiar atât de mare. Maestru zice la consilieri. La consilieri sunt separat, nu fac parte din Consiliul Județean, din aparatul propriu al președintelui, cu totul altceva. Dar bani publici și aceia, nu sunt banii lui președinte. O secundă, da. Haideți să ne întrebăm cine este consilierul Ion Lungu de 16 ani de zile și poate o să aveți o nu surpriză. Nu știu dacă are sau... Are. Are? Are. Nu, dar se înseamnă că sunt niște tipi enigmatici. Care s-a lui primarului din Gura Hmului, care s-a primarului din Câmpulung, care s-a primarului din Vatra. Toți au, conform legii, toți au dreptul la consilier și au pentru că e dreptul lor și pot să-l aibă. Dar povestea e în felul următor. La Consiliul Județean, eu aș ține puțin partea și oamenilor din Consiliul Județean. Îți vine un proiect de genul ăsta. La cât ești tu de aglomerat și câte probleme ai? Proiectul ăsta n-a venit din cer. Proiectul ăsta l-au făcut ei. Dar l-au băgat. Oamenii ăștia n-au câștigat mai nimic. Prin fișa postului, ei trebuiau să muncească cât pentru profitul care a făcut tipografia. Tipografia a făcut cel mai mare profit. Corect. Și băiatul care a coordonat. Eu de asta vorbesc și eu. Pe mine mă interesează administrativ. Eu. Privesc povestea așa. Eu odată administrativ și spun așa, oamenii de la Consiliul Județean fac doar o singură rectificare în ceea ce ai spus tu. Nu erau atât de aglomerați în mandatul lui Cătălin Chifor ca să nu poată să facă o lucrare bună, să aibă timp să facă o lucrare bună, pentru că aveau timp suficient. Asta e așa o paranteză. Mă refer la cei care se ocupau de așa ceva, pentru că proiectele sau, mă rog, implicarea în proiecte s-a văzut că n-a fost, pentru că n-au fost nici proiecte și nici implicare. Am făcut doar așa o trecere. Pe mine ce mă interesează foarte tare este legătura asta așa, cum ai spus cu site-ul de licitație, nu? Cu... Seapul? Cu Seap. Legătura aia de tip Seap, aia mă interesează pe mine. De tip Seap, Buzău, exact. Suceava, Via Folticeni. Și partea morală și etica problemei. M-ai înțeles? Eu am văzut moralitate, etica, nu, deci nu, lucrurile astea, da, maestre. Și valoarea muncii tale ca și coordonator de proiect. Eu ce vorbesc?
Eu ce vorbesc este lucrurile stau cam la modul ăsta. Oameni buni, la 90.000 de euro proiectul, nu-i proiectul. Nu, păi tocmai de ce spun. Eu, ca și Dorel, eu am văzut buletinul. Băi, un ban. Sunt sute de pagini pline de fotografii. Ascultă, m-am tipărit zeci de cărți. Am colaborat, am scris, am făcut corecturi, am făcut post-fețe, am făcut introduceri. Vreau să spun că pe partea limbii române, în acest album, strict de limbă română, strict text, că nu pe partea științifică, că nu mă interesează dacă... Gramatică, limbă română. Pe partea corecturii limbii române, lucrul acesta din acest material îl face un corector la un ziar în 2 ore de ochi limpede. Deci într-o zi întreagă, îi dăm 8 ore pe partea limbii române, că a fost tradus în celelalte limbi. Celelalți, traducătorii ceilalți, să spunem că rusă, engleză, germană, tot în jur de 8 ore. Nu uita că sunt fotografii. Aici este vorba de greșeli în cascadă, în lanț, de indiferență, de dispreț, de jumanfi, de nu ne interesează, de tratare cu superficialitate și așa mai departe. Dovadă greșelile de acolo. O singur aspect să spun de aici, că l-am citit, nu știu dacă l-ai știți tu. Vorbim de bazinul Dornilor, sacru bazin al Dornilor. În partea bazinului Dornilor, când s-a vorbit de bazinul Dornilor, au pus o fotografie dintr-o carte poștală de 1980, știi, cu un text care... pe nicio parte care nu aparținea bazinului Dornilor, dar nu se termina nicio parte. De 4 ore. Nu se poate așa ceva. Eu mai știu cum le-am cu albumul ăsta. Sunt lucruri contractuale pe care putea să le facă sau nu cei din Buzău, cerute sau nu de cei, puse sau nu pe SEAP. E o întreagă procedură. Eu, Dorel Guriciuc, și mi-o asum. Nu merg în zona neapărat, dacă vrei, în zona literară, gramaticală și așa mai departe. Nu merg acolo eu. Pentru că acolo există responsabilități. Eu am citit ce spune la gazetă. Responsabilitățile sunt în Consiliul Județean. Pe mine mă interesează foarte tare cum de legătura asta și de tip se apă, ca să-mi asum, Suceava via Fălticeni. Și asta spunea Mihai de alt concept de a conduce și alt mod de a conduce al lui Cătălin Nichifor, că a inversat lucrurile, să vină de jos în sus. Da, și să-l asume, dacă așa, iar cei care au greșit, să plătească și din punct de vedere pecuniar, nu numai pentru că acum nu mai este eminența cenușie Talleyrand din Consiliul Județean și este șef de ocol pe la Udeș sau șef de stradă pe acolo. Adică nu numai așa, l-ai fugărit la Consiliul Județean și la... șef de urbanism la Comuna Udeș, știi? Sau în altă parte. Mă refer la Talleyrand, eminența cenușie, care a condus omul ăla gigantic, academician Doru Sârghi, care a condus cu mare forță lăsându-l la o parte. Da? Lăsându-l la o parte. Așa îi facem legendă lui Doru Sârghi. Da, așa îi facem, așa. Nu, îi dați mult prea mult, maestre. Nicio legendă. El când se uită în oglindă, vede legenda cum curge. Îi dați mult prea mult și nemeritat. Asta e și părerea mea. Dar urmează din nou alegeri. Acum, stilul de management, făcut, nefăcut, bun, rău și așa mai departe, am văzut o știre zilele trecute, m-ai scris și tu, Mihai, de povestea asta. 19 înscrieri, 19 înscrieri pe lista, sau 18 câte sunt. Păi nu, că am văzut 19 în alții. Deci 18. După un autor ar fi 19. Depinde de autor. 18, dacă îmi permiteți, ca să putem ideea. La PSD, 18 înscrieri la PSD, o listă lungă, foarte lungă, asumată și cum să-i spun, și targetul este asumat de către Ioan Stan Porigotul, prietenul meu de la Fălticeni, cu ghilimele de rigoare, evident, 5 plus 2, asumat. 19 înscriși. El așa s-a asumat, a spus, băi, ce noi până acum, 5 plus 2, asta vrem noi, ăsta e targetul nostru. Înseamnă că lumea la PSD este democrație. În sensul că toată lumea se înscrie. Toată lumea se înscrie. Siguranță. Ei respectă procedurile acum, ca să înțelegeți. Au respectat procedurile. S-au înscris că nu poți deveni deputat sau senator dacă nu te înscrii în cursă. Că nimeni nu știe. Dom'le, vrea domnul să fie, că poate nu vrea domnul să candideze. Că dacă nu vrea, îl întreb. Prima dată, accept domnului, poți să le iei pe cale orală sau pe înscris. Înscris cum? Dom'le, înscrii-te în cursa pentru. E mai greu de scris la unii, la Bereanu și la alții, e mai greu de scris. Mai bine deci de sus. Nu, s-a înscris, greu și-a ușor s-a înscris. Fiecare cu... Nu, e mai greu de scris în scris. De scris, dar s-a înscris, adică e clar. Deci el s-a înscris, dar nu se știe dacă s-a înscris prin cerere olografă. Siguranță, dar... Mihai, după... În opinia ta că tot ai scris. Siguranță... Nicolae Bereanu, până una alta, este singurul senator care a ajuns chestor al Senatului României și ar trebui să... apreciem. Apreciem cum nu apreciem. Nu știu. Crezi, Mihai, că va fi atât de apreciată povestea asta încât va mai avea un mandat? Eu cred că are șanse. Atunci hai să dezvoltăm subiectul. Pentru că tu ai scris și... Nu, dar iar mai ia maestru Manole și...
Știu și oricum, oricum. Începe COVID și termină cu Donțu. Adică da. Iar o luăm. Nu, nu, nu. Mai nu, eu trebuia să întreb. Eu trebuia să întreb. Și deci, mai, eu am mai spus avem, că există ipoteza de, foarte pune, hai, repede să fie mai reală. Dacă iar dăm în Ovidiu Donțu... Nu, dar nu dăm. Nu dăm. Nu, nu, nu. Nu, nu. Deci dacă promoți contul Ovidiu Donțu, de ce închei microfonul? Din contra, hai să vezi, dacă îmi soliciți opinia, hai să vezi că vă surprind pe amândoi. Deci spun așa. Ideea era următoarea. Cum că în Parlamentul României, la Senat, va merge Ioan Stan. Și nu va merge Camera Deputaților. Nu, da. Cel puțin asta am înțeles eu. Sursele noastre, celor de la newsbucovina.ro, au convers pe acest considerent. De ce? Acum să fiu eu răutăcios. Există o extraordinar de mare dispută în cadrul PSD-ului referitor la cine va fi pe locul 1, cine va fi pe locul 2 la Senat. Se vehicula la un moment dat că ar trebui să vină cineva de la București ca să mai estompeze puțin din dorința celor doi actuali senatori, Ovidiu Donțu și Nicolae Bireanu, de a fi din nou pe liste, în ordine aceasta sau în alt ori, nu adică mai contează. Titus Corlățean. Trebuia să vină Titus Corlățean. Din ce am înțeles până acum, nu e ora care hotărăște, sunt pot hotără multe până în toamnă, când vii cu un om, Titus nu mai vine, da? Când, și atunci, ca să dezamorsăm un pic la Senat povestea, foarte, nu e o gândire rea, să știți. Locul întâi, eu, Ioan Stan. Și atunci, momentul ăla de tensiune se transferă de pe Senat, de pe lista pe Senat, pentru că sunt două locuri. Al doilea e cu... Ei zic că ar fi cu, dă cu minus, dar nu se închide chiar din prima. Deci al doilea trebuie să muncească. Serios, cel care vine după Ioan Stan pe locul 2 trebuie să împingă pentru că trage pentru el, de acum trage pentru el. Cei peste 25% pentru PSD este pentru al doilea senator de pe locul 2. Întrebarea pe care firesc eu, pe care eu, ce eu cetățeanul decât din Suceava? Întreb, chestorul, omul care și așa mai departe are șanse la locul 2? Ca să nu facem referire la un alt om pe care a spus că nu ne referim. De ce cred eu că are mai multe șanse Nicolae Bireanu? Nicolae Bireanu nu ține foarte tare să fie senator. Nu ține, haide să o luăm altfel, poate nu ține la fel de mult ca Ovidiu Donțu să fie senator. Pentru Ovidiu Donțu ar fi a nu știu câta înfrângere pe care o suportă dacă ar mai face chestia asta. Singura victorie pe care a repurtat-o în politică Ovidiu Donțu este la Fălticeni pe vremea USL-ului, când USL-ul era așa un val din ala Chieșai, așa, și s-a dus unde nici măcar, și acum îl acuz, nici măcar n-a avut curajul să candideze pe colegiul Suceava, unde era președintele organizației municipale. Pe Suceava erau două colegi, da? La Senat era unul singur. Deci, la Senat nu venise și l-a pus pe Tiberius Brădățan în locul său. Un necunoscut până în acea vreme, o figură tânără politică și el, Ovidiu Donțu, s-a dus la nu la sigur, la mega sigur, l-a închis, la, adică făcut așa, l-a blindat într-un colegiu blindat, unde ieșea, v-am spus și Vrabea dacă punea pe listă, ieșea. Ăsta este momentul în care Ovidiu Donțu, acum, în momentul ăla când a luat acea decizie, și știm seriile unde s-au luat această decizie și zonele de prin Suceava unde s-au luat această decizie, alături de... De cine? Niște domni simpatici, din câte am înțeles eu, și de prin mass media s-au vehiculat niște nume, dar nu asta e important. Nu-i cazul nostru. Nu-i cazul nostru, dar, în momentul ăla Ovidiu Donțu s-a pierdut tot în materie de politică pe termen lung, pentru că s-a văzut că nu are anvergura necesară ca să poată câștiga o luptă cinstită. În momentul de față, dacă Ovidiu Donțu ar fi alegeri parlamentare, vă garantez că Ovidiu Donțu nu mai câștigă niciun colegi, oricare ar fi el. Ca dovadă că a pierdut și Suceava, după 4 ani de senat. Dacă după ar fi alegeri parlamentare, unii nominale. Acum, haideți să luăm altfel. Ne punem în postura lui Ovidiu Donțu. Ce fac eu în momentul de față? Unde mă duc? Că n-aș vrea să renunț la viața de parlamentar. E frumoasă. Locul 2. Locul 2 e cu... E riscant. Dar locul 4 la deputați e bun. Dar e aglomerat așa. Păi nu e foarte aglomerat. Acum, e jocul lui Ioan Stan. Și vine Ioan Stan și zice, bă, cum fac eu să nu mai merg, pentru că Ovidiu Donțu e omul care a pierdut alegerile la Suceava, da? Nu pot să merg cu omul ăla mai departe. Cătălin Nichifoș și el a pierdut alegerile la Suceava, da? Numai că Ovidiu Donțu are o imagine în partid mai rea decât o are Cătălin Nichifoș. Corect. Aici Ovidiu Donțu nu vrea să înțeleagă. El n-are o clară imaginea sa. Foarte mulți ani la rând ăștia, până în ultimul an din mandatul său, a avut o anumită atitudine. El consideră că a făcut ce trebuie. Vorbiți dumneavoastră cu Ovidiu Donțu, odată o dispută corect și vedeți că el are tot timpul dreptate. Niciodată Ovidiu Donțu nu greșește. Totdeauna. Bă, și oamenii tot îi spun, prin vot, bă, Ovidule, dragă domnule Donțu, nu ți-ai ales bine candidatul, n-ai făcut bine aia. Sondajele spun, bă, nu se poate. Nu, el o ține, știți, ca soldatul vechi, cu ea înainte și te câștigă muntele. Ioan Stan s-a prins. Ioan Stan a făcut un sondaj de opinie, s-a uitat și pe colegii lui, a fost aproape de el, a văzut despre ce e vorba. Viața de parlamentar e frumoasă, dar totuși avem nevoie să câștigăm alegerile. Și Ioan Stan este atât de,
cum să zic, era spun șmecher, dar nu e șmecher, mai mult viclean. Decât mai mult decât viclean. E atât din viclenia înțeleptului. Ascultați-mă ce vă zic, că el nu vrea să piardă legea la Suceava. Înțeleptul nu ai înțelept, cinci contrazic aici, deputați și doi senatori. Ioan Stan va face 5 deputați și 2 senatori. Credeți-mă ce vă spun. Va face tot. Știți unde își fracturează Ioan Stan promisiunea? La deputați. Știți de ce? Dacă băieții de la PNL vor juca atât de aiurea în conceptul lor, încât vor face, se vor bate ca chiorii, cum se întâmplă de obicei, și o să iasă Alde cu un deputat. Pentru că nu poate PNL la Suceava, domnule Guliciu, deși știu că vă doare subiectul, PNL la Suceava nu face 50% la deputați. Nu face nici 40%. Ascultați-mă ce vă zic. Să facă 50%. Păi nu poate, dar restule nu se mai împarcă. Restule nu se mai împarcă la Consiliul Județean. Mare atenție, Alde intră. PMP intră la nivel național. Și cu 4% PMP la Suceava s-ar putea să aibă deputat. Aldele și cu 4% Alde la Suceava are deputat. Poate da, poate nu neapărat. Atențiune, că dacă vreau să stric meciul la Suceava, îl stric eu. Și atunci, dacă cei doi mari coloși se vor bate, ca chiori, de nu vor înțelege... Asta vor face. Asta vor face, felicitări. Deci, aici, marea joacă pentru locurile... vor fi 4-2, cei doi mari coloși. Acolo tare, va fi siguranța. Tare mie că va fi 4-2, pentru că îl văd și pe Gheorghe Flutur. 6 deputați, 2 și ceva la Senat. Dragă George, domnule Flutur, zi 3 la Senat... Și 7 la deputați. Hai, că doare, nu te doare gura, știi? Acum mai să fim ajungând. Cum poți să fii 6 deputați, oameni buni? Trebuie 46%. Dacă ar fi să ne întoarcem un pic la locale și discutând de strategii și de ce se prefigura înainte de locale, înainte de alegeri și mai departe, tot ce a semnat alegerile locale și dacă ar fi, au fost foarte multe lucruri care mai au fost mai greu de înțeles vis-a-vis de populație și de voturi pe care le-a dat cetățeanul și de ce a ținut cont și de ce n-a ținut cont. Dacă ne întoarcem la locale, și atunci, la nivel strategic, mi-aduc aminte foarte bine și vorbesc ca unul care nu numai că s-a preocupat că a fost, și atunci existau chestii de genul păi băieții de la PSD n-au ce fel de treabă de că fac drag și așa mai departe, pentru că lucrurile sunt Otova, partidul și nu candidatul, omul și nu candidatul și așa mai departe. N-a ținut mie. De asta spun că alegerile generale... Ați câștigat alegerile, domnul Guliciu. Da. Deci domnule factorul consilor. Politic la alegerile generale este predominant. Aici a funcționat, da, e adevărat. Aici la locale, dar într-un procent redus. Dar generale vorbim de factor politic 100%. Nu mai vorbim de îndoieli. PSD-ul la locale s-a îmbătat cu apă rece. Pe Cătălin Nechifor deja de-abia puteau să-l dea jos din pat dimineața. Hai să ne amintim ce boală a avut Cătălin Nechifor, cum a stat două luni în spital cu securea morții deasupra capului. Haideți să fim certiți. E adevărat. Ce n-au înțeles Stan și oamenii lui că nu e momentul să mai meargă Cătălin Nechifor? Asta pentru mine va fi o mare dilemă. Trebuia schimbat în februarie, trebuia schimbat candidatul. Cătăline, ai luptat pentru partid, ai făcut tot ce ai putut. Să ridicăm statui. Facem ce statui vrem. Îți găsim un post bun, ai să fii cel mai bun parlamentar de Suceava, locul întâi. Nu mergem cu tine, pentru că pierdem clar. Era evident că se pierd alegerile. Flutur zbura prin teren, la propriu, din județ, zbura din Cătălin de beaz de dea jos din pat, de beaz urca o mașină. Și când îl urca o mașină, se oprea ca să respire. Oameni buni, Cătălin Nechifor s-a tărit în campanie. Asta n-a făcut campanie. Pe de o parte, pe de cealaltă dar a parte, la campanie n-a făcut tot timp de 4 ani pentru că n-a făcut nimic în Suceava și asta a contat foarte mult. Și în toate comunicatele de presă a fost extrem de otrăvitor. Deci, chiar dacă el s-a tărit fiind bolnav, a otrăvit orice verb, orice substantiv, orice adjectiv. La PSD, ca să ne întoarcem la Mihai și la ce a scris Mihai, la Senat, PSD am clar, Stan, punem ca e. Camera deputaților începem cu Cătălin Nechifor? Poate cu Eugen Bejenariu. Unul din ei doi. Cătălin Nechifor sau Eugen Bejenariu? Nu mai are importanță. Dacă 1-2, prima și a doua poziție, da, se joacă între cei doi. 3. O femeie. 3. O femeie. O femeie. Ok. O femeie. Așa va merge și pe Nechifor, să vedeți. Ai spus de locul 4. Da. Păi acolo avem deja oameni care, zic eu, așa, oameni care. Păi îl avem pe prietenul domnului Manole Cioată. Care își dorește, nu? Prinde, dar cred că de la locul 6 în jos. Nu, de la locul 6 spre 10. Spre 10 în jos, da. Spre 10, da. Adică în jos, în sus. Deci nu cred că prinde domnul Cioată. Eu nu. Dar are o dorință, el are dorințe. Are putințe și dorințe și obsesii. Domnul celălalt care de la Eugen, Pupu, cum îi spune, frate, că nici nu... Uricec. Uricec, așa. Nu? El s-ar putea să prindă un loc de veci.
Na, nu, nu. Domnule, dar întreb, întreb, adică nu știu, întreb. Foarte, nu intră în calcule. Din punct de vedere politic, evident. Puneți acolo și un tip de la tineret, puneți-l acolo și pe Vasile Rusu, puneți-l acolo și pe... E un pic de ghesură. Sunt, e, v-am văzut, Virginia Rozache, Oana Pintilei, Alexandru Rădulescu. Omul care, omul care... Păi da, și în condițiile astea, dacă punem femei, deci 1, 2, securizați, să spunem oarecum, da? 3, o doamnă. 4, Alexandru Rădulescu. Ovidiu Donț, unde-l pune? Întreb, adică stau și mă întreb, știi? Nu, la... Nemai punând omul cu prietenul, în general, așa, să spunem, al celor care beau cafea, e sau nu înscris între cei 18? Că n-am văzut discutând. Nu știu, nu știu ca pe toți, credeți-mă, nu știu ca pe toți. Nu, dar mă gândeam ca idee așa, nu știu dacă era sau nu, știi? Că știu că la un moment dat exista dorința, chiar exista dorința. Dar cine de-a... Domnul care vinde benzină, aiatolahul de la benzinărie, vizionarul apocaliptic în politica suceveană. Și dacă nu ieșea Ion Lungu. Beza deaua de la... Și nu ieșea Ion, cum Lungu se cheamă, primar. În spatele primării, în spatele prefecturii, era, se chema, când eram eu adolescent, este ca un fel de fântână arteziană părăsită și el este guru de la fântâna arteziană. Dan Ion Cusnir la el, bărătă. Da, la, da, păi, dar ce beza deaua mai ai tu în politica suceveană? Asta vine de la împăratul drujbilor, n-a fost prefect. Mă refer la ăsta, nu? Nu. La Bereanu. El este un fel de suveran al drujbilor și al peșilor de schimb în sistem. Păi cine mai e? Beizadea, zic. Ca să fii Beizadea, trebuie să fii copilul unui fost mare lider. Donțul este propriul lui copil, adică este propriul lui copil, propriul lui adolescent, propria lui creație. Bine, l-au creat alții din spate, dar el au rămas în continuare după o perdea enigmatică, așa, catifea de pluș din ăla, grea, grea, grea de tot. Greu dai cu degetul. Catifea pe, de pluș, nimeni. Maestru, sunteți, catifea de pluș, sunteți un simpatic. Da, catifea, adică ce e tautologică? Da, există, nu se pare că ciudat. Da, exprimarea. Catifea din aia, am vrut să spun, barocă, știi, de la piesele de teatru, de la sălile de teatru trei vechi, trei de grele, care atârnă greu, așa, și care dacă îți cade pe căpățână, s-ar putea să te sufoce instantaneu. Asta era și scop. Propriile ale teatru. Dar problema, să știți că e la PSD mare, nu neapărat din postura lui Ovidiu Dănț. Ovidiu Dănț este un avocat, destul de bun. El poate să-și câștige pâinea foarte bine mai departe. Doar că e o, cum să vă zic, e o dorință de-a domniei sale și dintr-o anumită perspectivă, eu cred, dacă aș fi în locul lui Ovidiu Dănț, eu personal aș face un pas în spate. De ce? Pentru că până acum rezultatele domniei sale, din perspectiva de lider, nu prea au confirmat valoarea la care dorește domnia să se ridice. N-am nimic cu personalitatea domnului Donțu. A muncit, s-a priceput, cum știe, nu este un tip prost. A condus Camera de Comerț și Industrie Suceava o perioadă foarte bună de timp și ăla, aia a fost o lampă de lansare pentru domnia sa. A realizat câteva proiecte. Mi-aduc aminte de proiectul ăla de 2 și ceva de milioane de euro cu Maramureșul, cu Suceava, prin Camera de Comerț, încheiat chiar în momentul când intra ca senator USL. Deci, a avut rezultate și știe să aibă rezultate. Poate că e mai bun pe partea economică decât pe partea politică. Nu le putem face bine pe toate. Eu nu l-am văzut pe Ion Lungu. Hai să vă dau un exemplu. De exemplu, lumea nu-l va reține pe Ion Lungu ca marele manager de la fabrica de mobilă. Da, de la Ambro. De la Ambro. Nu, îl va reține ca primarul Sucevei. Ion Lungu nu s-a remarcat prin rezultate economice extraordinare. Doar a condus foarte bine pe timpul comunismului, da? Și cu o bucată post-comunistă, apoi a preluat Suceava, ca să fie treaba bună. El este un manager al populației, al comunității. E foarte bine, așa va rămâne. Poate că Ovidiu Donțu trebuie să-și regândească un pic forma în care... Așa, să mai luăm o chestiune. Dacă câștigă PSD-ul alegerile generale, să știți că și Cezar Cioată intră de pe locul 6. Pentru că ăla va vrea să meargă secretar de stat, ăla vrea să meargă... Iar dacă se câștigă alegerile locale, Ioan Stan, la Suceava, va vrea să aibă ministru. Eu sunt foarte curios cine dintre parlamentari ăștia se încumetă să fie ministru din partea Sucevei. Că aici se pune discuția. Credeți-mă, aici se pune discuția. Eu personal așa aș face-o dacă aș fi lider de partid. Dacă aș fi Ioan Stan sau Gheorghe Fluturi, aș gândi-o cine de pe lista mea de parlamentari, după ce câștigă alegerile, va deveni ministru. Cine va fi secretar de stat? Cu cine defilez eu la București? Pentru că nu mai am timp eu, Ioan Stan, să mă plimb pe la birouri. Nu mai sunt simplu deputat Ioan Stan. Nu mai sunt eu, Gheorghe Fluturi, fostul senator și mă duc cu gentuța pe la biroul ministru. Nu! Eu i-am spus, ministru vine la mine acasă. Eu l-am făcut ministru.
Acum, la Gheorghe, la Gheorghe Flutur trebuie și recunoscut că ministrii vin de când e Consiliul Județean. Nu mai exagerați așa, numai că uitați saga cu fonduri europene pentru subvenția în agricultură când vin. Tot o uită pe la București. Ăla-i sărac cu prietenul Cătălin Nichifor, prietenul Cătălin Nichifor. N-au loc în avionul cu care vin ministrii domnului Flutur, se aducă și subvenția la agricultură. Problema, spre exemplu, Borg, venirea lui Borg la Suceava a însemnat până la urmă deblocarea Pârtii Lischi și asta înseamnă foarte mult. Am să mă duc cu Dorel Guriciuc și cu maestrul Ioan Manole în ziua în care se dă drumul la Pârtea de Schi și am să beau un ceai, dau eu cafeaua aia și facem emisiunea pe Pârtea. În ziua în care se va începe, să nu treacă iarna asta. Și eu propun chiar să mergem să ne dăm, propun o bucată de, ca să fim așa foarte bucovine, o bucată de celofan, poate un capac celofan, de... un capac de la veți, un capac de lebut de ceva, ca să ne și un picuț acolo, pentru că aia va funcționa. Și atunci să spun, Mihai... Îmi permit o aroganță? Te rog. În buna tradiție pe care vreau să o inițiez, dacă mi se va permite, aș vrea să introduceți capitolul publicitate ca să fug la conferința de presă a proaspăt întors la primăria Suceava Ion Lungu, care este primar. Vreau să spun că am și preconizat povestea asta la fără 20 trecute fix. Da? Asta luăm publicitate ca să poți să ajungi să fii acolo prezent. Maestru? Ce are maestru COVID-ul dumneavoastră? De unde e supărarea asta, maestru? Dar nu e supărare, dar noi. Deci mai supărat ai fost tu decât a fost. Spuneai tu, Mihai, că... Nu, mai realist atunci. Mai vocal, dacă vrei, decât a fost. Am fost cu minte când ai perorat, de multe ori ai delirat, dar ți-o asumi, e problema ta. Am fost cu minte, te-am ascultat, te rog să nu mă întrerup, că după aceea îmi pierd ideile, că la mine ideile dimineața sunt ca bilele de rulment, știi? Lucioase și nu necoase și fac gălăgie. Ovidiu Donțu nu se va retrage sub nicio formă, pentru că asta înseamnă pentru el sinucidere politică fără niciun fel de îndoială. Iar în contextul în care ar privi, dacă până să pleci, să asculți o opinie diferită de a ta, eu cred că în momentul de față Ioan Stan nu face altceva decât să-l folosească pe senatorul Bereanu împotriva lui Ovidiu Donțu ca omul cu mânușa de fer care să scoată castanele otrăvite. Din punctul meu de vedere și cred că am scris 10 de editoriale de o duritate extraordinară în ceea ce îl privește pe Ovidiu Donțu, dovadă că odată a și sărit la bătaie la mine pe stradă, știi că asta e caracterul lui, așa, chiar în fața direcției sindice. Să mă bată obraz, eventual. Da, să mă bată pe obraz, așa, și pe fălcile mele falstafice din punctul acesta de vedere. Cred că între Ovidiu Donțu și Ioan Stan și domnul Bereanu Neculai este o distanță extraordinară de mare, iar din punctul de vedere al productivității politice este peste mult, mult peste Ioan, peste Bereanu. Ai spus că este chestor la Camera, nu știu unde, la Senatul României. Ovidiu Donțu totuși a fost și cred că mai este vicepreședinte al Comisiei Juridice din Senatul României, care este cea mai importantă comisie și care a avut dus pe cap vreo 3 lovituri de stat, vreo 3 tentative. Acum, că nu e corect politic, că așa suntem noi, politica e corect, ca Ioan Stan să se folosească de Bereanu și după aceea, bineînțeles, că după ce îl folosește, îl va arunca la gunoi ca pe o cârpă, ca să scape de Donțu în modul ăsta, indirect, dovedește lașitate, dovedește lipsă de curaj și în același timp dovedește o viclenie care n-are nicio legătură cu instruirea, cultura și educația. Deci e viclenia omului de peșteră, omului primitiv, care e guvernat de instincte, iar instinctul lui spune așa, îl folosesc pe ăsta ca să scap de Donțu și eu rămân capilat din pont, cu mâinile curate. Asta este opinia mea și o susțin până la capăt, că Ovidiu Donțu este victima, sau nu, este decapitat de Ioan Stan prin sabia sau toporișca sau toporul sau prin drujba. E mai corect, drujba lui Bereanu. Asta înseamnă să fii hiclean, o să luăm publicitate, nu înainte de a spune că aseară Steaua a înfrânt și a înfrânt Frumușel acasă cu 5-0. Doar 5? Doar 5. Decât 5-0, decât n-a putut mai bine, se putea cred mai bine. Cu două penalti ratate de Manchester United. Cu două penalti ratate, că era scor de Maidan. Erau deja 7. Dar ce zicea pe care? Păi, rupem, nu? Deci nu, rupem, nu? Cea mai tare a fost Reghie, care a spus că a fost o greșeală de strategie și de abordare a partidei. Și greșeli personale. Cu Manchester City. Deci și greșeli personale.
probabil cea mai mare greșeală personală, bare, se numește Reghecam. Două penalturi ratate și încă vreo 10-15 goluri gata făcute, salvate de portar. De portar, extremis, un Niță, da, că așa mi se pare că îl cheamă, da, un portar, un Niță, care a fost aseară excelent, care a făcut ca Steaua să nu încaseze mai mult decât a luat. Era din păcate, și cum Steaua ar fi câștigat finala Cupei Campionilor. Era aplaudat Niță, el rezervă. Da, un Niță care, n-a fost convocat, un portar care n-a fost convocat la Națională de către Neamțul Daum, sau cum îl cheamă. Mihai, mulțumesc tare mult. Ne mai vedem. Să și dumneavoastră, doar GMA, nu plecați, pentru că publicitate, revenim și publicitate.